fraților, nu se mai poate, dar se l-a trecut orice măsură. Este un prieten fals. Băi, fraților, ei bine, astăzi o să aflăm asta. Nu știm dacă este un prieten fals sau nu, dar asta o să aflăm astăzi. O să-l testez pe Darusel la mai multe probe, mai multe chestii, să vedem dacă el îmi este un prieten adevărat sau nu. O să mă folosesc și de aceste chestii cu care mă pot transforma într-un animal. Cum uitați-vă la această găină care nu știu ce arată așa, dar este super înfricoșătoare, așa că dați repede like și subscribe să nu ne bântuie nici Darusel, nici găina. Să sperăm totuși că Darusel este un prieten adevărat și hai să trecem la clip. Nu vă mai spera multe, că nici eu nu știu ce o să fac, dar o să fie super tare și abia aștept, mă, fiți atenți, dacă Darusel e nesimțit, o să vedeți ce se va întâmpla. Hai să vedem dacă Darusel 12 este un prieten adevărat sau nu. Pentru prima probă, eu am pregătit aceste două sandvișuri și... Ce faci, mă, Darusel? Alo, alo, oprește ăla, Darusel! Darusel, nu te mai uita la pe telefon! Doamne, iartă-mă, că s-am pregătit sandvișurile, Darusel, fii atent! Te fac burgerul tău, ăsta e burgerul tău, Darusel! Acesta este burgerul meu! Tu stai acolo la masă, eu o să mă duc, Darusel, până la baie și o să mă întorc, da? Oh, hai că revin acum, okay. Imediat! Pa, pa, pa! Ok, bă, fraților, fiți atenți! Acum, hai să vedem dacă prostul... Ok, fiți atenți, hai să ne uităm de pe el! Hai să vedem... Deci, fiți atenți, ce-a făcut, mă? Deci, mănâncă, mănâncă, ok, fiți atenți, hai să repede să ne transformăm în perotul ăsta. Să vedem dacă prostul mănâncă mâncarea mea sau dacă are răbdare. Ok, vedem că momentan... A, e cu minte, mă, uitați-o. Bă, trebuie să vezi, înseamnă că doar să-l chiar un prieten bun. Uitați-o, ce face? Bă, nu, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Ce-a făcut? A, l-a pus în partea cealaltă, ce drăguț, dar nu știu ce l-a pus în partea cealaltă, cred că nu vrea să fie aproape de el, cred că îi mirosea prea rău burgerul. Da, bă, pentru prima rândă, Darusel a trecut cu succes, are repede să le întoarcem la el, bă, bă, e genial, da, asta e prietenul meu. Darusel, ce faci, mă, gata, ai mâncat tu? Deci... Da, am terminat la frig, da. Bă, da, de ce le-ai pus? Ce? Mulțumesc, Darusel, pentru suc. Chiar ești tu un băiat super amabil. Mulțumesc și pentru burgerul meu. Dar nu știu ce l-ai mutat. Trebuia să pui suc în partea, Darusel. Da, în fine, hai că mănânc și eu acum, Darusel. Bă, dar chiar mi-era super foame și mi-era și super sete. Dar... Rafaeli, Rafaeli, a, put acum sucuri, dar da, eu scripat în suc. Mă... Ai scripat în suc, a? Ai scripat în suc? Ia vine mai repede după mine, mă, prost. Bă, bă. Doamne, 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 uitați-vă, bă, cum s-am eu încredere în băiatul ăsta, bă, deci nu mi-a mâncat burgerul, dar mi-a scăpat în suc. Ce se poate să fie? Bă, hai să... Doamne, Darusele, lasă-mă în pace, că ești un nesimțit, ai pleacă de aici, Darusele, că nu mai vreau să discut în viața mea cu tine. Doamne, iartă-mă. Ok, ok, bun. Acum pentru a doua rundă, hai să trebuie să facem ceva de genul ca și cum că s-a înfundat WC-ul. Fiți atenți, adică punem capacul, zicem că s-a înfundat WC-ul, să vedem dacă poate să repare el, iar în momentul în care... Bă, de fapt, eu nu știu ce vreau să fac aici. Doamne, cât de prost sunt. Mamă, n-am idei. Ajutor, ajutați-mă, vă rog, în comentarii. Dați-mi voi idei, că eu nu știu, eu sunt prost. Asta nu e o idee. Să taie. Nu, gata, gata, stop. Băi, fraților, are eu nevoie de ajutor. Bă, cum puteți să vedea, spatele meu se află Gogu Bătăușiu și mă ia la bătaie. Am nevoie de ajutorul de Darusel. Ei bine, astăzi am angajat un prieten, un om de pe aici. M-am întâlnit cu cineva și o să-l testăm pe Darusel, să vedem dacă este prieten adevărat sau nu. Proba a doua, care este în felul următor. O să-i spun că o să-l sun practic la telefon și să-i spun Darusel, vină repede, că era la întâlnire cu o fată, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar, Darusel, ajută-mă, te rog, pentru că era să mă ia cineva la bătaie sau la cineva de mine și în față la mall. Și vine aici la Gogu Bătăușu și Gogu Bătăușu practic o să se ia de el. Bă, Gogule, rămâi aici, eu o să mă transform chiar acum într-un animal. De fapt, înainte toate, hai că vorbesc cu Darusel. Hai să-l sunăm și să vedem ce o să iasă. Alo? Bă? Alo? Bă? Doamne, vorbește, mă, răspunde-mă la telefonul, la unde, doamne, iartă mulți, dar să le că nu te-au bine, ia vorbesc. Bă, Rafaeli, Rafaeli, acum uitam de la Carrefour, ce vrei? Ce, mă, erai la Carrefour, ce Carrefour, bă, vino repede la Voldar, să le că am nevoie de ajutorul tău, bă, vino repede, te rog. Acum, te rog, bă, stai, bă, bă, a venit așa, bă, ce face? Hai că nu mai trebuie. Hai că nu mai transform. Bă, Darusel, Darusel, stai, Darusel, fii atent. Ăsta e Gogu Bătăușu. Ăsta e nesimțit. Eram și eu cu o fată pe aici mai devreme și s-a luat de mine, Darusel. Eu i-am zis că să vin cu cineva. Hai, ia-te de el, Darusel, ia-te de el. Hai tu, ia zi, băi, te pe cu mine, ia. Uia, mă, fii atent, îți dau o stângă, de că dau o dreapt, ia. Ce vrei, mă, papitoiule? Du-te și joacă-te cu caca pe nisip și dă-te cu capul de perete. Adică, mă, așa? Doamne,
cât de prost e copilul ăsta. Uitați-vă, mă, deci a zis Gogu să se dea cu capul de perete și el chiar s-a dat cu capul de perete. Doamne, bă, pe cine mă pot baza? Măcar a venit să mă ajute. Înseamnă că e un prieten adevărat. Proba a doua. Hai să vedem cu proba a treia. Bă, fraților, doamne, ce s-a întâmplat, mă, aici, că nu vine să crezi că suntem în filme. Doamne, doamne, ce faze ciudate, filme dar cu proști, pe bune. Bă, Gogule, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Uite și banii aia pe care aveam să-ți dau. Gata, cam atât. Tu nu mori, Stima, nu ți-a dat la... Nu te-a băgat în spital, nu ți-a dat somn? Nu! A, mersi, dar să le... Bă, Rafaele! Eu-s Naruto, bă, Rafaele! Ai rău, că... Pe mine mă cheamă Naruto Uzumaki! Doamne, cât de NPC copilul ăsta, nu-mi vine să cred, bă, frate. Doamne, l-a omorât pe Goku. Doamne, cât de prost e, ajutor, bă. Bă, important e că a fost... M-a ajutat, da? M-a ajutat. Ok, fiți atenți, hai să recapitulăm. Prima rundă a fost cea cu burgerii, unde nu mi-am mâncat burgerul, dar prostul mi-a schipat în burger. Hai să zicem jumătate, ok? A doua rundă, a doua probă, este asta în care 100% s-a dovedit faptul că îmi este prieten adevărat. Acum, a treia rundă, cum aș putea? Deci, a venit la greu să mă ajute cu aia așa, cu burgerul, cum a fost, cu mâncarea, că nu mi-am mâncat. Acum, cum să-l mai testez, mă, fraților? Nu știu exact cum să-l mai testez, dacă vrei să mai fac. Asta e ideea. Vreau să spuneți și voi acolo în comentarii că mai multe idei că vreau să mai testez așa. Dar acum în momentul de față, cum să-l mai testez, mă? Bă, fiți atenți, că o să vin eu cu o idee interesantă, dar trebuie să o mai gândesc puțin, sincer. Și da. Bă, fraților, pentru proba 3-a m-am gândit la o chestie super super tare. Ei bine, astăzi în acest episod o să facem o probă super interesantă. Aici, după cum puteți vedea, un nume Sonia și un număr de telefon. Eu practic o să scap această cărticică la Darusel în cameră, pentru că Darusel e pe la el prin cameră în momentul de față. Și hai să vedem dacă e prieten adevărat sau nu, pentru că ar trebui să-mi spună practic eu scap asta și să vină cu ea. Dacă el o să sune fata aia și o să vorbească cu ea, o să fie foarte foarte rău. Ei bine, hai să vedem ce se întâmplă acum. Și bă, frațios, doamne, doamne, ăștia să fie prieteni cu mine, mă, dacă, deci dacă își face, bate mi joc de mine, mă, ce facem ăla acolo? Mă, ce faci, mă? Ce faci, mă, cu mingea de basket aici în cameră, mă, dar răsele, omule, doamne, iartă-mă. Păi, da, oameni, pe aia, hai, mă, să ne șcăm, hai să ne șcăm, dar răsele, hai să ne șcăm, viață, hai, 3, 3, hai, 3, 2, hai, știi, ești tare, hai, mă, hai, mă, hai, mă, hai, chici, bă, dar răsele, băi, mă, lasă-o la... Doamne, faci ca... Doamne, gata, lasă-o în pace, dar răsele, hai, pa, doamne, iartă-mă, băi, e prost rău de tot ăsta, fiți atent. Deci chiar vreau să... A plecat prostul. Ia să vedem ce e cu cartea asta. Bă. Ia, nume... Sifonia. Sonia. Doamne, nu știe să citească numele. Bă, ce fac? Numere 0, 6, 4, 5, 3, 5, 6, bun. Ai un telefonul... Doamne, stau sună pe prietena mea, practic, de acolo, din fata aia, aveam eu numărul pe carte, doamne, asta nu e prietena adevărat de loc. Ce faci, mă, vorbește cu fata aia? Doamne, ce faci, ce vorbește acolo? Bă, da. Ce? Ce fac bine, tu? Da, fii antină frumoasă, am întrebare, câți ani ai? Ai 17 ani, e bun, Sifonia? Doamne, ce Sifonia? Tu ești prost. Ah, cheamă Sionia! Ce, tu ești prost, mă, doamne, cât de prost e, mă. Sonia, bine, ai un prieten care îl cheamă Rafael? Da! Acest prieten de-al tău, Rafael, s-ar putea sau nu se poate să fie un prieten de-al meu care gen pute mereu și scopește nas și-ți bagă muși în cor și bagă și după se mijește mereu și ce pute, frate, Doamne, ce vorbește, mă, ăsta, mă, cine simțite, doamne? Ok, așa o să-i fac și eu cu fetele, practic, wow, bă, știți care e faza? Doamne, ok, gata, bă, frate. Au fost acolo, făcut poluație. Mă, ce vorbește, mă, acolo, doamne? Mamă, stai, că trebuie să închid ușa asta. Doamne, trebuie să închid ușa acum, gata, hai că am închis ușa să nu mai aud, gata, am închis ușa, bă, de ce ăsta, deci nu vine să cred, bine, măcar că Sonia, am vorbit cu Sonia de dinainte, e o fată care știe, de fapt, practic, că s-ar putea să sune Darusel și nu mă fac eu de râs, prostul face de râs, pentru că uitați-vă ce a zis acum la final, derulați înapoi în spate și ascultați ce a zis, că tu ești iubitul ei, adică gen, îi zicea ei că ea e iubitul meu, gen, ea e fata și eu sunt, nu, gen, eu, ea e băiatul și eu sunt fata, mă, ce limbă vorbește, bă, ăsta, doamne, cât de prost e copilul ăsta, ireal. Hai acum revenim ca Rafale și să-i zic dacă a găsit ceva, fiți atenți. Chiar sunt curios dacă spune faptul că a găsit aia sau nu. Chiar sunt curios, zici, dacă nu spune, e chiar nesimțit. Ok. Hai, bate, mă, ce faci, Rafale, bă? Ce faci, mă? Cu cine vorbeai la telefon? Cu
pui Ion. Ah, ok, pe și zici, hai te pup, iubi, sau ce, bă, ce, bă, tu, doamne, dar să tu-l ții, bă, băieții, da, 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 bă, bă, stai, nu, 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 stai, 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 ia, arată, ce, ce-i mână, ce-i mână, ai o carte cumva? Rafele, uite, bă, Rafele, am găsit o carte, dar n-am citit, Rafele, era ceva, sifona, sifonia, sifon, da, nu, Rafele, descoperi sifonul. Da, nu, n-ai citit, n-ai citit, dar tu ai citit, tu mi-ai zice să scrie în ea, doamne, dar să le aia, mă, hai căuta, ai văzut tu repede, sper că n-ai luat numărul la fată, să o sunt, dar să le, sper că nu vorbeai cu ea. Ai, fată, la bapă, Rafele, fii antenor. Acum era sifonia din, e sifonul de apă, nu? Ce sifon de apă visez, mă? Mă, ce vorbi, mă? Ce vorbi? Nu, 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 gata, gata. E, garusel, vorbește ca lumea. Lasă-mă, lasă-mă. Ai răbdare. Unul vorbește, altul ascultă și alt vorbește după. Păi, garusele, spune-mi drept. Adevărat. Ai sunat-o cumva? Nu! Ai sunat-o cumva, am zis? Nu! De ce vorbești așa cu mine? Să, 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 să. Și cu ce, și cu ce, cu ce ziceai tu, te pup, papa? Nu, Ion! Așa vorbești tu cu Ion? Păi, am să glumă. Ce zici, mă, în glumă? Mă, zi odată cu cine vorbeai, că te mai auzi mai devreme. Hai că am fost la ușă, zi odată cu cine vorbeai, dacă nu... Gata, 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 te... Plâng, da, plângi, da, ți-ai dat pișațiunul pe tine, doamne, iartă-mă, dar să mă lasă în pace, mă, că ești de simți, dar să le toată ziua, bă, prost, ăsta a fost un test, prost. Fără, 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 fii antenofile, da, să nici nu, nu se sionea cu așteptă-n parc. O așteaptă-n parc, mă, el, cât de prost e. Bă, prostule, dar să le vină, mă, o dată, vină că am ceva să vorbesc cu tine, deci tu ai vorbit cu ea la telefon, da? Doamne, wow, cât de șmechere. Mă, Darusele, fii atent. Astăzi, eu te-am testat să văd dacă mi-ești prieten adevărat sau nu, Darusele. În primul rând, aia cu burgerul, îți mulțumesc că nu mi-ai mâncat burgerul, dar ești un nesumțit că mi-ai scuipat în, că ai pus un suc și mi-ai scuipat în el. În fine, trecem peste asta. A doua rundă, a doua oară, Darusele, a doua probă, îți mulțumesc că m-ai ajutat cu acel băiat, Darusele, cu Gogu, că l-ai bătut. Bravo, mulțumesc, Darusele. Îți mulțumesc foarte mult. A fost tot un test, Darusele, săracul om, l-ai bătut. Rip în comentarii. Da, mă, da, dar se, ok, bun. Și a treia probă a fost asta, care a fost o mare nesimțit, dar se, că am fost la ușă, te-am ascultat în continuu și tu vorbeai acolo și spuneai, ce e să scobește, mă, bă, tu te bătai aici, mă, de nesimțit, ce-i... Dacă tu l-am mâncat pe Gogu în spital, trebuie să plătești spitalul ăsta, aia fie antenă, eu zic că, ca tu și Gogu, ca Gogu să fiți colegi, știi ce? Bă, da, bă, da, bă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.